Apropo de 13, știi de ce și mai ales de când acest număr este nefast în cultura lumii? Este vorba despre data la care Jacques de Molay, ultimul mare maestru al Ordinului Templierilor, a fost ars pe rug într-o zi de 13. Se întâmpla să fie și marți. Deci mas 13 rămâne cumva în memoria noastră colectivă ca o zi nefastă. Dacă tot am vorbit de Jacques de Molay, avem un blestem care s-a întâmplat. Din flăcările rugului, Jacques de Molay a rostit și audiența a înregistrat-o și iată că ea se transmite în istorie, un blestem. L-a numit pe Clement al V-lea papa perioadei respective și pe Filip cel Frumos, regele Franței, i-a convocat la întâlnirea de la judecata de apoi peste fix un an de la data executării lui. Asta spunea el în timp ce asta era ars pe rug. Asta a spus în timp ce ardea pe rug. Întâmplare sau nu, supranatural sau nu, atât Clement al V-lea cât și Filip cel Frumos, în decurs unui an de zile au murit. Este un blestem. Anatol Basarab, înainte să parcurgem lista mea, dați-ne un exemplu de blestem. Blestemul este, noastră. Da. Blestemul este, spunem așa, un program psihonergo-informativ care este declanșat cu ajutorul de către cineva, de către un om. Practic... Trebuie să ai puteri supranaturale pentru nu. Asta? Practic, a blestema poate oricine dintre noi. Oricare om. Fiecare dintre noi, orice trecător de pe stradă poate blestema. Depinde cât de puternic e gândul? Depinde ce nivel poate ajunge gândului atunci când el blestea. Dar nu ține de el, de voința lui. Băi, nu, blestem... Ține de starea. Ține de motorul lui. Motorul lui, exact. Anatol cât de spus, departe poate Anatol ajunge... Anatol a spus mai devreme, punând cumva blestemului binecuvântare. Cără. Cu alte cuvinte, avem un motor extraordinar care schimbă lumea, care se numește iubire, iar iubirea generează într-un program energo-informațional, această binecuvântare. Fațeta opusă iubirii, care este din aceeași natură, dar opozită, adică ura, generează la rândul ei efecte. Un program extraordinar energo-informațional. E, consecința urii se rezumă în blestem. Adică noi binecuvântăm din dragoste și blestemăm din ură. Biblia spune, faceți tot posibilul să nu blestemați, dar binecuvântați-vă între voi, că așa veți mulți binele și veți opri răul. Dar dacă, și tocmai din cauza asta, ca, cum poți să te aperi de un blestem? Nici într-un fel. Decât doar opunându-i blestemului, făcând lucruri bune în continuare. Uite, zicem, cineva te blesteamă, tu opui blestemului o acțiune benefică, un lucru bun. Te gândești cu bine la cel care te-a blestemat. Bun, dacă exemplu concret de blestem. Uite, aici în România este un sat, nu mai țin minte exact cum se numește, dar au fost câteva emisiuni și în ziare au fost foarte bine redat situația respectivă. Un băiat tânăr a furat mașina tatălui său din curte și a condus-o prin sat, pe acolo, fără carnet. N-a ajuns prea departe, până la marginea satului, într-o curbă, chiar lângă o fântână, s-a răsturnat și acolo a murit. Vecinii au anunțat-o pe mama, mama a venit și a ridicat copilul ei, de vreo 18 ani, mort de la locul accidentului. La marginea satului. La marginea satului, chiar lângă o fântână. În starea ei psihoafectivă în care s-a aflat și psihomentală, a pronunțat un blestem. Cu o anumită intensitate, deci motorul ei psihoafectiv era turat la maximum și a pronunțat un blestem. Cuvintele nu sunt niște lucruri care putem să ne jucăm. Ele pot avea efect foarte puternic. În poporul nostru, folclorul nostru, cuvântul nu-i ciocan, dar lovește mai puternic. Cuvântul nu-i cuțit, dar te înjunghie mai adânc. Și tot așa, ajunge până aici. Și ce a spus mama? Și mama a spus, cu fiul mort în brațe la marginea satului. Blestemat să fie oricine care din satul respectiv vreodată va mai fura cineva, cel care va mai fura ceva, până aici să ajungă. La vreo câteva săptămâni cineva a furat un cal. Exact până acolo, a ajuns acolo, a murit. De atunci și până acum, încă vreo 8 evenimente sau lucruri astea neplăcute, în urma căreia au murit oameni exact în acel loc. Oricine fura ceva din sat, își acolo găsea sfârșitul acolo, la fântână. În cele la mai diferite, spunem așa, modalități, câteodată absolut incredibile. Pur și simplu trece omul pe acolo, lângă fântână, se rupe o creangă uscată din copac, îl lovește în cap, acolo cade, acolo a murit. Asta e un lucru verificat în ultimii ani. În cultura noastră rurală există chiar un vers
care spune că blestemul de mumă te usucă ca o ciumă, iar blestemul de la tată te usucă ca pe o piatră. Părinții au această putere de a informa energetic, mai ales pe membrii familiei lor, pentru că aici e un caz paradoxal și ciudat în același timp, pentru că părinții pot da dovadă deopotrivă și de iubire și de ură față de copiii lor. No. Din iubire îi mângâiem pe copii, îi binecuvântăm și le așezăm ca informație în structura lor energo-informațională sau în aura lor, ca să fim mai pe înțelesul tuturor, un program benefic care va lucra în destinul copilului respectiv toată viața lui. Dar dacă noi începem să ne urâm copiii, să-i batjocorim și să-i îngreunăm, așa cum a spus Anatol foarte bine, de la anatema, a împovăra, a lăsa ceva cuiva, această împovărare la fel se va comporta ca un tipar tot restul vieții lui. De aceea, în înțelepciunea lui, țăranul român a spus că blestemul de mumă te usucă ca o ciumă. Vezi ce expresiv și totodată ce plastic și real ne zugrăvește această imagine. Iar blestemul de tată te usucă ca pe piatră, adică în sensul în care devii inutil. O piatră care nu este pusă într-o construcție, într-un edificiu, e o piatră în zadar. Hai să vă spun cum vă puteți verifica capacitatea de a... capacitatea. Puteți blestema sau nu puteți? Vreți? Vrei tu să... ai tu curajul să învățăm oamenii să blestem? Da, cu o singură întrebare înainte. Adică un om care e capabil să trimită un blestem, în aceeași măsură e capabil să trimită și o binecuvântare? Da. Depinde doar ține de doar de voința lui? Ține doar de starea lui psihoafectivă, pe care de cele multe ori nu o controlează. Și ele nu se neutralizează, e foarte important de spus asta, pentru că unii au senzația că dacă au blestemat cândva și binecuvântează, se creează așa ca într-o matematică un echilibru. Nu! Ai blestemat, plătești, ai binecuvântat, primești. Da. Sunt lucruri adică total diferite. Deci, cu alte cuvinte, cei care blesteamă, n-are cum, până la urmă, ca acel blestem să nu se întoarcă precum un bumerang împotriva lui. Nu. Sunt nicio formă. Sfârșesc grav. Da. Bun. Cum, a spus că, ne spuneți cum se poate blestema, cum poate blestema un om? Păi da, treceți la a blestema la ceva, nu oameni. Că aici lucrurile sunt foarte complexe și efectul, nu-i sfătui pe nimeni să facă așa ceva, adică să blestemi oameni. Doamne sau ferește, animale, mai ales că, repet, blestemul se întoarce împotriva celui. Exact, dar puteți care verifica lucrul ăsta și nici nu măcar nu o să fie blestem în sensul adevărat al cuvântului, dar totuși puteți verifica dacă aveți capacitatea respectivă sau nu. Cine o are? Au toți, numai că nu toți o pot declanșa în maxima ei putere ca să funcționeze, să devină funcțional. Uitați, luați acasă un pahar de apă obișnuit, împărțiți-l în două, turnați-l în două căni, sau din aceeași sticlă, din același pet de apă, turnați apa aproximativ egală în două pahare diferite. Pe unul binecuvântați-l, cum știți voi? Te binecuvântezi cu apa asta să aduci roade multe, să florească florile, să crească plantele, nu știu. Iar pe ceilalte blestemați, te blestem să nu crească în urma ta nimic. Și cum vă trăsnește prin minte? Dar trebuie făcut într-o anumită stare. Iar apoi cu apa asta, luați un pumn de grâu de undeva, de magazin, împărțiți-l la fel în două, din aceeași pungă. Puneți-le în două frafurii diferite. Puțină vată de acolo sau și grâu deasupra. Și cu acele două căni stropiți acel grâu. Și lăsați-le să încolțească. Va trece o perioadă de timp și vedea că una care a fost bine stropit, grâu, care a fost stropit cu apa binecuvântată, înflorește, încolțește frumos, verde. Celălalt nu încolțește aproape deloc. Apa se înverzește, boabele nu încolțesc. Asta este efectul unui anumit blestem la un nivel de picătură de apă. Asta nu mai este credință. Cine am întrebat la început, credeți în blestem? Asta nu e un domeniu repartizat credinței. Asta este o știință. Și experimentului și atunci este experimentul știință. Și atunci ce știm? Putem blestema de la, adică influența prin cuvinte doar. Apa știe să citească. Da, apa recunoaște trebuie cuvinte. Trebuie să spunem că avem un român care înaintea lui Masaru Emoto, Henri Coandă, a făcut niște studii asupra apei și a capacității ei de a purta informații. Mai celebru decât Henri Coandă, pentru că este mai recent și ni-l amintim cu toți, este Masaru Emoto, fizicianul japonez, care a supus apa influențelor benefice, adică binecuvântării, și influențelor malefice, adică blestemului. A cristalizat la o anumită temperatură această apă și s-a observat, fără putință de tăgadă, că apa binecuvântată se cristaliza geometric armonios. Și la o anumită curbă din gheț,
care este total diferită decât ceilalte. Iar apa blestemată nu se putea configura într-o formă precisă. Era haotică, cu fără linii de forță și într-o stare pe care medicii ar numi-o cancer. Asta este dovada materială a ceea ce se numește binecuvântare sau blestem. Dar și asupra unei picături de apă, atunci când ne raportăm deja la om, la microcosmosul, omul care este interconectat și interdependent de tot global ce se întâmplă. Și chiar... mai ales că omul este aproape 80% asta apă. E. Exact, apă. Omul e în mare parte majoritar apă. Apă. Și atunci, astăzi, chiar ajungem mulți oameni de știință, de care nu se vorbește, dar eu pot repeta cam unde au ajuns concluzia și unde am ajuns și eu. Noi, astăzi, pe teritoriul întregului glob, am ajuns într-o, spunem așa, într-o criză, nu atât economică, sau, ci criză de sistem în general, criza viziunii asupra lumii. Aveam până acum o viziune absolut greșită, falsă, tot în urma unui anumit blestem, în care credeam că toți suntem separați. Acum începem să ne dăm seama că toți suntem interconectați și gândul unui american undeva poate să ne influențeze, sau acțiunea lui poate să influențeze... Exact ce spunea Oreste la începutul emisiunii. Bun.